Salutare, dragi prieteni! Astăzi voi continua proiectul locului de joacă al fetiței mele și anume voi încerca să instalez un tobogan în grădină și am făcut și un suport pentru acesta. Vă arăt imediat. Acesta este locul de joacă pe care l-am făcut anul trecut și astăzi voi continua cu adăugarea unui tobogan. Am săpat și am introdus două, trei borduri și voi prinde cu ancoră chimică acești stâlpi de susținere. Vor fi încă trei stâlpi. Voi pune un cadru la 1,5 m, după care va veni instalat toboganul și căsuța sau acoperișul lui. Trebuie curățat foarte bine înainte de a aplica ancoră chimică. Voi umple fiecare gaură cu această substanță de ancoră chimică. Ea se mixează în interiorul tubului. Iar în gaură voi pune tijă filetată. Am pregătit tijele filetate de 8. Am dat găuri și acum voi umple fiecare gaură cu ancoră chimică. Ok. Punem pe rând șururile în găuri și le așezăm cu ciocanul să intre cât mai adânc. Bate de iarbă. Acum voi fixa acest stâlp. Doar se pune pe șuruburi și voi începe să pun piulițele și șaibele. Am reușit să montez toți stâlpii. I-am prins imediat, cam în jumătate de oră am putut să-i și prind și să-i strâng bine pentru că s-a întărit ancora chimică. Dragi prieteni, astăzi voi suda rama pe care am pregătit-o pentru tobogan. Pe această ramă o să fie puse niște plăci VPC. După care voi prinde cu șuruburi toboganul. După cum se vede, am pus rama în bolăboc și voi suda fiecare parte, sus și jos, pentru a avea rezistență. Pentru panouri am folosit niște plăci de OSB pe care le-am dat cu kit de cuțit și acum urmează să le vopsesc cu un email pe bază de apă verde. Aici am plăcile de la acoperiș, le-am vopsit pe interior, iar pe exterior le-am dat cu o membrană de bitum
și urmează să le aplic și să urmează să aplic șindrila bituminoasă și să le pun pe suportul căsuței. Am dat cu vopsea cornierele și țevile și urmează să montez acoperișul după ce montez șindrila. O să montez direct jos, după care le asamblez pe acoperiș. Am reușit să îi dau cam 3 straturi de vopsea. După cum se vede, s-a acoperit bine. O fac în două culori, în portocaliu și în verde. Și acum urmează să pun șindrila bituminoasă pe acoperiș. Aici am montat șintila bituminoasă, am bătut-o ușor în cuie și a ieșit destul de bine. Urmează asamblarea tuturor părților. Am reușit să asamblez o bună parte din căsuță. Aici am făcut și un model. Am pus și o balustradă. În interior este la fel, este vopsit cu portocaliu. Exteriorul este cu un verde deschis. Am instalat și toboganul. Și ar mai trebui în spate să sudez scara. Și poate eventual câteva elemente de siguranță în spate. Și este aproape gata. Am fixat și elementele de VPC, am prins în șuruburi și așa arată căsuța din locul de joacă. Când este aproape gata, voi mai face o filmare. Astăzi m-am ocupat de scară, încă nu este gata. Am pus aceste profile de 50 pe 30 cu 3 în perete. Am montat și am sudat niște corniere pentru scări și acum sunt la mâna curentă. Am pus pe o parte, urmează să pun și pe cealaltă parte. Și în câteva ore ar trebui să fie gata scara. Mai am încă de sudat și de tăiat niște țevi, după care să o vopsesc și să montez treptele. Dragi prieteni, astăzi vă prezint lucrarea finală a spațiului de joacă. Toboganul este montat. Sus am trecut și numele fetiței. Iar scările sunt asamblate. Îi place foarte mult. Aproape zilnic se joacă aici. Sunt foarte solide scările, sunt acoperite cu VPC și mă pot urca chiar și eu. Doar că nu încap să mă dau pe tobogan. În rest, este foarte, foarte ok. Mulțumesc frumos pentru vizionare și vă rog să vă abonați dacă v-a plăcut acest proiect pe care l-am făcut. O zi frumoasă, numai bine, salut!